Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Seară bună, eu sunt la cafea, aici se bea, se fumează. Te-am spus de la început, suntem la cel mai indie podcast aici, la periferia internetului. Așa, domnul Ionuț Trandafirescu, managing partner la Alternative Culture. Adică ce vreau să spun până una alta este că o să fie un podcast de muzici ce facem noi aici, în seara asta, în mare parte. Salutare! Salut! Și aici. Și, băi, trebuie să spun o treabă, că așa de bătrânețe, știi, de la etatea mea. Cel puțin după ce am trăit în ultimii 3 ani de zile, pandemie, lockdown, am stat toți cu tot soiul de frici, temeri, familie, toate problemele, acum toată situația asta cu război internațional și așa mai departe, la mine a venit, jur că mi se pare un câștig, a venit la pachet cu să nu mai atent să dau calitate timpului meu când pot, știi? Și unul din lucrurile pe care le fac să dau calitate timpului meu, vieții mele, este ca din când în când, cel puțin o dată pe săptămână, să-mi pun un album cap-coadă pe care nu l-am mai ascultat de foarte multă vreme. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar, am și un sistem audio cât de cât, da? Cât să înțeleg ce au făcut aia în studio acolo, este important. Dar ce se întâmplă dincolo de povestea asta, vine o statistică a lui Spotify, care spune că 80% din consumatorii de Spotify ascultă classic rock, ceea ce presupune că restul trupelor de oriunde sau orice tip de muzici trebuie să fie până la 20%. E foarte interesant. Oricum, băieții ăștia de la Spotify au făcut o treabă excelentă. Eu nu pot, nu văd viața, ca să zic așa, viața curentă fără aplicația asta. E foarte de ajutat. Înțeles. Eu folosesc Tidal. Ok. Ăla este pe flacuri. Spotify este pe MP3, la 256, ăla este pe flacuri. De acord, și într-adevăr asta chiar e apropo de nivelul pro. Dar îmi place Spotify-ul, să zic așa, mai mult din motivul ăla că îți recomandă, îți bagă pe gât tot felul de artiști noi, poate n-aveai cum să auzi de ei, pentru că sunt ritmii respectivi și sincer, chiar așa am dat peste mulți și na. La asta voiam să ajung, pentru că eu de obicei, când am timp să ascult ceva și îmi pun în cap, ori ascult aceleași câteva trupe, că avem această problemă, că am ce ascultăm la 16 ani, ascultăm toată viața, plus altele pe lângă, dar alea rămân cumva într-un soi de memorie afectivă. Dar dincolo de asta, sunt o grămadă de chestii de prin 70-80 despre care știam și cărora nu le-am dat atenție și am avut și surprize plăcute. Uite, acum la bătrânețe am început să apreciez ZZ Top. Deci mi se pare super trupă ZZ Top, jur, cu toată chitarea la aia și cu... În fine, dar nu mai am aplecat, că și asta vine cu vârsta, în fiecare an sunt festivaluri de muzică, te uiți pe afiș, bă, dintr-o dată nu mai știi pe nimeni. Înțelegi? Bă, stai că eram totuși la zi cu ce să mai cântă pe lume, știi? Și constat că șansa mea de consumator de muzică exclusiv, hai că vorbesc doar eu acum, șansa mea de consumator de muzică exclusiv este, cum să spun, e destul de mică să dau peste tot soiul de trupe. Adică era mai simplu mai de mult când era toată lumea analog și erau mult mai puține trupe până una peste alta, pentru că acum le ai pe toate și, băi, nu știi. Într-un fel, mie mi se pare fascinantă oportunitatea asta, ca să vorbim așa în niște termeni, că e balamul cu ăsta, adică ai o grămadă de opțiuni, dar e și fain, pentru că, uite, sunt tot felul de artiști tineri care, na, vor să impresioneze într-un fel sau altul, apar tot felul de mișcări dintre astea sau de genuri, subgenuri și așa mai departe. Adică mie mi se pare că ambele perspective funcționează. Adică și partea clasică unde, da, vezi acolo formula aia consacrată, clasică și iconică și cum vrem să-i spunem, dar mai sunt și abordările astea
contemporane și nu sunt deloc de neglijat. Ok, intervine partea aia de echilibru, de, nu știu, discernământ, de cumva, de, ține de noi, de să fim la butoane și să alegem și să, na, să avem un oarecare comportament, dar mi se pare că trăim niște vremuri de-astea foarte, foarte interesante, unde, na, sunt tot felul de artiști care se manifestă, care mai de care mai senzațional. Uite, pot să-ți mai spun o treabă de care mă ciocnesc cumva. Mă foarte bucur, da, sunt un consumator de muzică și mă foarte bucur că au revenit inclusiv la noi pe piață târgurile de viniluri. Mi se pare o mare chestie, dar per total, vinilurile sunt cam aceleași. Adică e un număr destul de mic de artiști. Și... uite, chiar m-am confruntat de curând, apropo și de ce pregătim lunile astea care vin, sunt artiști care întreabă, băi, cum este piața? Cum este piața de vinil în România? Și, într-un fel, da, e o mișcare faină acum, în ultima perioadă, e deschidere, dar trebuie să recunoaștem că suntem un pic departe. Adică sunt niște oameni acolo mai, în fine, mai dai casei în domeniul unde, da, știi exact unde ajungi sau, na, colecționar și așa mai departe, dar pentru masă, pentru publicul larg, încă nu este așa o mișcare, treaba asta de a asculta pe vinil. Mi-am adus acum aminte că am văzut la un moment dat pe OLX, era undeva la 1000 de euro se vindea bucata, un vinil cu zamfir care era stai, avea autograf de la zamfir pentru Ceaușescu, pentru familia Ceaușescu. Deci era acel vinil, da, și costa 1000 de euro pe OLX. Păi, să mă uit, nu știu dacă s-a vândut sau, dar mi-a plăcut asta. În cazul ăsta poate merita și mai mult, dacă e să fiu sincer. Să știi că da. Păi, spune-mi de povestea asta pe care o faceți voi acum, că am înțeles că vorbim despre o serie, da, de evenimente care presupun și film, care presupun și fotografie și, bineînțeles, presupun muzici. Mai mult decât atât, m-am uitat și eu puțin pe ce faceți voi și știu trei oameni de acolo din lista echipei la care eu mă raportez ca la niște oameni care întotdeauna au fost mai presus de orice îndoială în pasiunea lor de a face treburi. Da? Una este Raluca, pe care o salutăm. Al doilea este Miluță Fluieraș. Așa, n-ai cum să nu știi și să nu te eviți. Așa, și pe George Miluș de asemenea, cu care am făcut un podcast despre... Îi salutăm pe amândoi. Am făcut un podcast despre cartea lui cu artiștii români înainte și după concert. Extraordinară idee. Băi, da, asta pe undeva, ca să încep cu partea asta de final, sunt bucuros că sunt oameni faini în jur și, da, dacă nu am oameni faini, nu pot să fac cât de visător aș fi. Chestia e destul de simplă până la urmă. În spatele Alternative Culture e o poveste cumva închegată sau conturată înainte de pandemie, că acum așa vedem lumea, nu-i așa? Practic, noi cu toții sau, în fine, viziunea mea, ne-am dorit să mișcăm un pic lucrurile în zona asta muzicală, în primul rând, ăsta este focusul. Deși Alternative Culture, ca definiție, să zicem așa, e o platformă culturală, da? Despre cultura alternativă. Și na, sunt mai multe direcții, fotografie, film, literatură, călătorii și altele. E vorba despre preocupările noastre până la urmă și toți ne punem amprenta într-un fel sau altul. Iar legat de muzică, chestiunea e că voiam noi, nu știu, 2018-2019, ca formulă oficială, numai că, na, a venit anul nenorocit și s-a dat totul peste cap. Totuși am încercat să facem ceva și cred că am reușit, adică în sensul că a ieșit fine. O serie de digital sessions, Alternative Culture Digital Sessions, un fel de, nu știu, o televiziune indie, ca să păstrăm așa metaforă. Mediul înconjurător chiar. A fost o chestie mai degrabă de a ne manifesta, de a rămâne conectați la demersul ăsta, deși am inclus atunci și mai multe preocupări,
Noi inițial ne-am concentrat pe muzică, da, concerte și o să spun și ce tip de concert și așa mai departe. Dar nu s-a putut, ok. Am așteptat să treacă, credeam că na, la final de 2020, na, știm cu toții ce să mai, astea sunt acum niște glumițe de alea ieftine, ce să mai facem. Dar chiar și anul trecut, speram, anul trecut e de fapt anul ăla. Numai că iarăși a fost un fel de balamuc, o explozie, știm toți, toate festivalurile, toate trupele, pe cine aduci, pentru că na, toată lumea stând în pauza asta de atâția ani, își propuneau și își doreau prezența la festivalurile cele mai mari și așa mai departe. Au fost vremuri interesante, da. Da, le ascultam mulți, zice, altfel. Știm de ce, știm iarăși cum s-a manifestat publicul la noi. Well, na, a trecut, să sperăm că nu mai avem parte de așa ceva de bucurie. Știi ce curiozitate am în zona asta de muzici mai ales? Pentru că am dat un pic cu urechea prin ce aveți voi anul ăsta. Am văzut niște nume acolo și, hai să zicem, la rock and roll-ul ăla clasic, Iron Maiden, Judas Priest și așa mai departe, cam știi ce lume îți vine și cam câți, știi? Știi și la care de la un nivel mai jos, umpli cu, abar n-am, 300 de oameni la arenele romane în cort, ceva de genul, da? Cum e piața în zona asta? Păi, e foarte interesant. Și cât de curioasă e lumea și cam... Eu să te întreb și de vârstă. Sunt niște provocări pe care și noi le-am pus cumva intern, în sensul că da, publicul într-o oarecare măsură e nedefinit. Nu știi că îți vin ăia sau ceilalți. Pe de o parte, pe de altă parte, tipul ăsta de calcul poate să fie și o pistă falsă, în sensul că ce se întâmplă? Plecăm de la început. Propunerile astea de nume, da, trupele respective, vrem să fie în zona de, că tot îți place ție zona asta, zona de underground, zona de no mainstream. Da? Ne ducem, acum depinde pentru fiecare ce definiție dă acestor cuvinte. Cumva e o provocare în sensul că vrem portofoliul ăsta de ofertă să fie într-un anumit stil, calitate versus mai puțin, artiști mai puțin cunoscuți la noi, pentru că e clar, adică noi cu asta venim. Sunt mai puțin cunoscuți, cel puțin prima serie, dar vrem să facem cunoscută calitatea sau ceea ce, na, muzica lor. Și aici cu asta o să defilăm și întotdeauna o să zicem că, băi, merită. Ia, puțină răbdare, încearcă și vezi. Te convingi sau nu. Pe de o parte, abordarea asta, pe de altă parte, că tot vorbeam de echipă, noi mergem pe două direcții. Zona alternativă sau rock and roll sau na, zona asta clasică cu toate variațiunile și subgenurile și influențele și așa mai departe, dar și cu o zonă de electronică. Și aici îl avem pe colegul și prietenul nostru Călin, care e la butoane de ani de zile și el curatoriază. Este DJ-ul din care punem control adesea. Control și nu numai, și este acolo el pe filia lui. Și aici e foarte interesant de menționat că nu e doar acea electronică, na, când vorbești cu publicul larg sau cu rockerii, așa, băi, ce e asta? Nu, e vorba de o altă abordare. În primul rând vorbim de accepturi. Cred că am mai învățat toată lumea că stau lucrurile diferite și la muzica electronică totuși, na. Evident, și eu acum nu vreau să mă bag pe filia lui. Asta spun, e o abordare mai profundă, dacă ăsta e un cuvânt potrivit. Se vrea experiența, se vrea artistul ăla care la fel este bun pe zona lui și cunoscut afară, mai puțin cunoscut la noi și vrem cumva ca portofoliul ăsta să vorbească de la sine curând. Asta e direcția de alternativă, asta e direcția de electronică. Și noi, că vorbim de echipă și foarte fain că ai menționat pe oameni și na, putem să vorbim despre preocupările fiecăruia. Uite, chiar fain și s-a pupat foarte bine cu timing-ul așa. Îl adaug aici în discuție și pe Răzvan Patachi, Critic Eyes, care susține
și cu scena locală, pentru că vrem să combinăm cumva. Da, nu e nicio rețetă. Nu e nicio rețetă, până la urmă nu facem nimic nou, dar uite, ele sunt conectat la preocupările tinerilor sau, în fine, numelor la început de drum, de pe scena locală, și încercăm să facem această, nu știu, simbioză, da, între headliner și opening act și cumva, na, e și o parte filozofică în spate, că, na, vrem să oferim scenă, loc, na, știm lucrurile astea, nu... Am înțeles. Ce da, să... Deci, o să fie un soi de happening, de fapt. Da, bine, uite, gânduri sunt destule, timp să fie și energie și publicul ăla de care vorbim, că de fapt publicul este cel mai important în ecuația asta. Noi vrem să ducem rock'n'roll-ul și pe scaun la operă sau la teatru sau în zone de-astea un pic mai puțin consacrate. O acustică bună. O acustică bună. Sunt, da, sunt niște gânduri acolo. Ușor, ușor vrem să ne repunem în sistemul ăsta, că na, în perioada asta de câțiva ani din urmă au fost chestii punctuale. Concertul ăla punctual sau pe context de, nu știu, festival sau ceea ce mai facem noi, ce mai avem în portofoliu. Dar acum deja vorbim de sezon și vorbim de mai-iunie, unde avem... Asta voiam să întreb, când, unde? Sunt mai multe orașe. Da, 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 da. Nu chiar atât de multe ca la vecini, ca la polonezi, unde ne uităm cu invidie, cel puțin. Dar, uite, și asta e o chestie, zic eu, interesantă și mulți mi-au zis, chiar și na, în comitetul ăsta, în board-ul intern, că băi, ce mă, că suntem nebuni un pic. De ce zic asta? Pentru că vrem să ieșim și din București și știi, e chestia aia, băi, toate se întâmplă în X locuri, le știm și pe astea din București. Dar mie mi se pare că e foarte fain și important să duci niște artiști și prin cât măcar încă într-un loc din afara Bucureștiului. Ok, nu e nici acum să ne depărtăm de zona asta realistă, că nu poți să faci nu știu câte orașe. Știu, dar Clujul sună bine în povestea asta, de pildă. Poate... Într-adevăr, Clujul. Și Clujul chiar e un loc, na, știm, e, na, are na, vechime în zona asta, bineînțeles. Dar am pus pe harte și Brașovul și aici... Știi cum e? În toate orașele astea vorbim și de niște parteneri foarte faini, care na, avem o relație bună și cumva povestea asta o facem împreună. Și avem Brașovul și Clujul, punctual ca să răspund, și sunt două trupe, francezi și islandezi, ca să le zicem așa, cu care am avut curajul ăsta să ieșim din București. Sezonul Alternative Culture acum începe... La începutul lui mai, 3, 4, 5, pe 3 mai avem primul concert cu Black Lilies în expirat și apoi ieșit okay. Rockstand în... Vreau să vorbim un pic și de muzicile astea, dar până acolo am această curiozitate, cum zic, curiozitate tehnică. Tu vorbești foarte frumos despre, uite, ieșim și la Cluj și o să încercăm în mai multe zone și nu știu ce, versus dai nas în nas cu realitățile din teren, că așa mai funcționează aici. Acolo te trezești că n-ai, cum să spun, n-ai asistența tehnică corectă de scenă sau n-ai nu știu ce. Cum e cu astea? Din fericire, și răspund așa mega spontan... Că văd că n-ai albit prea tare, adică mă gândesc că s-au mai rezolvat din lucruri. Lucrurile astea și partenerii, na, vorbim de venues acum, sunt la un nivel, adică au trecut prin stângăcii. Na, acum totuși vorbim de niște repere și au și riderul ăsta care ne cam stresează pe noi de obicei în funcție de trupă, fiecare cu specificul său. Dar nu asta e problema. Trebuie să o spun foarte sincer, locurile, cluburile, în fine, sunt puse la punct. Nu mai vorbim de București, da? Dar toate cele cu care lucrăm sunt super ok. Totuși păstrez ineditul în altă zonă, în zona publicului, în zona comportamentului. Pentru că sunt aici, sunt tot felul de prejudecăți, mentalități și așa mai departe. Fie n-au auzit de trupă și
cine știe ce se întâmplă, e greu să cauți. Băi, întotdeauna trebuie să fie o de-asta, știi? Trebuie să fie o... Știi, e ca la nuntă, frate, n-au plăcut sarmalele la toată lumea. Da, e ceva, știi? E... Bine, evident că acum mai mult în spirit de glumă, dar cumva de, bă, e și o asumare undeva. Ok, cu bune cu rele. Eu zic că din toate concertele astea, unele sunt mai reușite, altele mai puțin reușite. Să le, e clar, dar mi-ar plăcea ca măcar în unele locuri să fie ce trebuie. Să fie, adică, cumva din respect pentru artiști, pentru că cumva noi facem un scouting acolo, nu aducem orice și să bifăm și să facem acolo, băi, ok, am făcut 100 de concerte anul ăsta. Nu, asta e o prostiuță, nu e despre asta vorba, dar în schimb e o provocare, publicul, cum aducem publicul, pentru că știm. Odată e vorba de bilete și știm că nu poți să te duci la atâtea concerte cât vrei. Noi... Da, trebuie să ții și un preț totuși. Să aducem la trupele... prietene sau na, atâtea obsesii pe care le avem fiecare și trebuie să recunoaștem, e foarte greu, odată. Doi, întotdeauna în afara Bucureștiului e un alt tip de public și mai ales pentru noi nu-l cunoaștem și atunci sunt tot felul de variabile pe care le putem sau nu influența prin media, prin comunicare, prin partenerii locali, prin tot felul de cărămizi, piese de-astea. Dar, da, e o provocare. Până când ajungem la fața locului și la final nu ne înjură artiștii, cred că... Ai ce să zic, optimismul tău este îngrijorător. Da, știu, mi s-a amintit și, da, recuperabil, știu cum să zic. Hai să vorbim de muzici. Eu sunt curios, deci jur, în afară de faptul că... O să încep de aici, fii atent. Mi-am luat niște boxe acum 2 ani de zile, dar ele se comportă mai bine la analog decât la electro. Au altă poezie pe treaba asta de sunet și motiv pentru care am eșuat într-o grămadă de trupe de care ori am auzit și nu ne-am dat atenție, ori n-am auzit prin anii 70. Deci găsești, plus că se experimenta foarte mult muzical în perioada aia, știi? Dar câteodată, pentru cred că menține și mintea sănătoasă cumva, ar trebui să mai ascult și ce se întâmplă acum. Și cumva încerc să mă țin la curent și cu mai multe tipuri de generații și văd că ăștia de 16-17 ani sunt foarte rock and roll, dar pe classic rock, sau cel puțin așa contez eu, plus zona asta de trap, care e altă mâncare de pește. Și nu vorbim de manelele și ele, și ele e un fenomen foarte interesant, dar dincolo de treaba asta, vreau să aud ceva ce aduceți voi de pildă și chiar merită pentru că. Wow, băi, asta e o întrebare, dintre aia care te blochează, pentru că orice răspuns e valabil. Știi? Adică e o chestie super... Am bătrânești. Dar e chestia subiectivă că tu propui, știi? N-ai cum să zici că băi, asta... Și mai e o chestie. Ok, pe undeva acolo în spate, în backend cumva la sursă, e gândul ăsta că băi, funcționează sau va funcționa, va avea priză. Well, până la urmă sunt preocupările fiecare dintre noi la mijloc. Personal, ascult și zona aia clasică, cât pot de mult. Dar nu scapă nimeni. Da, dar abordez și curentul ăsta, nu știu, contemporan, să-i zicem așa. Numai că e haos total la mine. Adică eu nu sunt cel care poate să răspundă cum e mai bine, pentru că încerc să consum cât pot de mult. Știi? Și, na, muzica e viață, tot felul de clișee, dar astea nu se poate fără. Și consum foarte multă muzică din cât mai multe genuri. Nu e o regulă. Acum, legat de abordare, de ce facem în acest sezon, ca să vezi cât de diferite sunt lucrurile ca stil, islandezii sunt pe rock and roll-ul ăla, ce vorbeam, clasic, serios, clar, acel dark ca stil și așa mai departe, super sunet și toate celelalte ingrediente. În schimb, francezii sunt un pic aici, în zona indie, un pic de pop, un pic de energie, că, na, pe de altă parte e și foarte greu să dai niște definiții la genurile astea.
că sunt multe influențe și așa mai departe. Mie mi se pare că na, funcționează toate. Toate funcționează cumva. Mi-e greu să spun de ce. De ce asta și nu cealaltă. Cred că e vorba și de, cum ai zis, de vârste, de tot felul de elemente de astea. Iar na, funcționează până la urmă. Știu, era curiozitatea mea personală, pentru că vreau să mai ascult și chestii noi. Și eu fac și parte din acea categorie care e în stare să pierdă 3 ore ca prostul căutând un film 2 ore jumate care să-i placă, să nu-ți pierdă timpul cu el. Dar stau 3 ore, să știi. Și mă rog, mă gândeam din numele astea pe care le aduceți, ce e de văzut. Păi, categoric toate, nu? Știi cum e? E vorba și de stare și stare. Depinde ce te prinde. Cum ziceam, Black Lilies e o zonă mai energică. E foarte fain. Ei acum abordează ceva nou. Ei erau consacrați ca un duo, da? Part, era o chestie un pic, să zicem, un pic mai simplistă. Acum, de un an, de la lansarea celui de-al doilea album, vin în formulă completă în turnee. Sunt 4 și sunt tot felul de instrumente acolo, na, tot adaugă, știi, influențe și așa mai departe. Cum să vând eu treaba asta? Pentru că îmi place. Mai nu, imaginează-ți că noi chiar suntem acolo la o cafea și zici, băi, zi-mi și mie la ce să mă duc, știi? Dar o să-mi spui normal, du-te la toate, dar uite, ăia au patina asta. Uite, știu că mi-a plăcut un pic de acest, dar băi, mi-e și greu să-l pronunț. Daniel Tyson. Să-ți dai seama câte intervenții o să am eu în perioada asta, să vezi ce o să-i zic. Am înțeles. My friend Daniel. Este singurului neajuns. Putea să-și pună alt nume de scenă. În rest... Chiantison, ca să-i zicem cât de cât acolo. Un nou mai zi o dată, cum? Da, Chiantison. Chiantison. Am înțeles, de jiu se citește ui, ok. Da. Și mai sunt și niște accente pe acolo. Important e să nu zicem cum zic americanii cu Tyson la final, că e altceva. Păi așa am spus eu, dar uite că acum numărăm că în tot cuvântul sunt, mă rog, punem și Y-ul, da? Sunt trei vocale și restul sunt numai consoane. Da, exact. Cum ziceam, lui neajuns, dar face treabă și uite, apropo de zona asta... Am văzut referințe, că acum când apare cât un artist nou, se scrie acolo referințe și sună așa sau e în genul ăla. Sau... Hai, uite, să știi că m-am gândit la treaba asta și o să fac. Personal o să încerc să-i comunic pe artiști cu câteva referințe de genul, hai să vorbim de Daniel... La el, știi, e întrebarea aia, băi, îți place Nick Cave, îți place Cohen, îți place XYZ? Și aia e, răspuns că ne vedem la concert, pentru că abordează zona asta și are o voce fantastică. Asta și ți-am zis, că am dat puțin cu urechea prin el și mi-a atras atenția. Da. Și foarte fain, uite, eu beneficiez cumva și o spun... Privilegia fiind, Islanda pentru mine așa, e o obsesie dintre asta, din toate punctele de vedere. Nu doar muzical, na, și ca fotografie. Și, na, well, să nu începem că mai avem nevoie de câteva ore dacă încep discuția despre Islanda. Așa, stai că vreau să lămuresc acest aspect. În câte locuri se întâmplă până la urmă tot acest eveniment? Păi, avem 3 orașe. Pentru Chris, da? Aceleași orașe le avem și pentru Daniel, iar pentru zona de electronică facem doar în București. Zona de electronică, mai exact, Colorei în Guest House și Alex Banks la control. Și celelalte orașe sunt? Păi, avem Brașov, la Brașov Black Lilies în Rockstand și la Cluj la Flying Circus. Da, și pentru Daniel avem After Hours la Brașov, control la București, iar la Cluj
trebuie să o spunem, na, asta e, norocul tău, în premieră, o să cânte la TIFF, n-am anunțat. A, bun. Și o să facă un show acolo, foarte fain, în cadrul TIFF. Na, ei au niște concepte interesante în ceea ce privește evenimentul Conex, muzică, au și cineconcert, în fine. Știu, am văzut la TIFF, am văzut Ocean, ceva cu Ocean era și era o trupă care făcea pe animație, pe niște imagini de arhivă făceau muzica. Exact. Și, sincer, de aici cumva și întârzierea, nu trebuia să anunțăm sezonul ăsta mult mai devreme, dar am reușit să integrăm acest concept la TIFF și mi se pare foarte fain, pentru că îi știu pe băieți cum bagă live, știi, ca să zic așa, și da, toată lumea o să fie super mulțumită și e vorba și de audiență, că da, e și o altă audiență acolo. Trebuie să te mai întreb ceva. Am avut o discuție, am făcut două podcasturi cu Ronnie Romero. Ronnie Romero este vocalistul formației Rainbow, acea Rainbow, printre altele, dar și mai colaborează cu tot soiul de muzicieni din zona rock and roll, Michael Schenker la chitară, toate, și mă rog, are și niște banduri pe aici, prin Bulgaria, și omul stă în Snagov cu soția lui româncă, Corina, o femeie foarte frumoasă. Și făcând două podcasturi cu el, am zis, băi, zic, ești omul de la care vreau să scot golonelile rock and roll, știi? Zice, bă, nu mai e așa. Că nu mai e. Adică știi că eu chiar trebuie să mențin vocea asta, da? Și eu fac foarte mult sport și eu la ora de eu chiar trebuie să dorm. Pentru că mâine am din nou cântare în orașul celălalt și trebuie să fiu pe treabă și nu știu. Zic, ok, uite mă, că zic că s-a dus, pa la revedere, că a fost în zona aia de jazz, a fost în zona de funk, cu gulăneală, s-a terminat la rock and roll. Ce avem, se mai întâmplă lucrurile astea? Mie poți să-mi spui, vreau povești. Mie îmi place asta, ce se întâmplă în backstage, rămâne în backstage, știi? Se întâmplă, eu zic că se întâmplă peste tot, acum depinde de fiecare. Unde e limita? Că știi cum e? Aici e funny pentru promoter, știi? Că îți primești și... Sunt mai multe tipuri de rider, știi? Și aia cu hospitality, știi? Și acolo câteodată mai ai surprize. Zici, băi, ce ai făcut, mă, frate? Că concertul e două ore. Nu, n-am înțeles. Da, nu, în fine, ca o glumă. Depinde. Cred că fiecare are conduita lui, știi? Și... Na, e și parte de backstage, e și parte de după, știi? Dar ce Dumnezeu mai e pe în riderile alea? Găsești treburi? Băi, eu știu tot soiul de povești care mai demente citindu-le în presă. Spre exemplu, Van Halen cerea la riderul tehnic bomboane M&M, dar să fie atâtea maro, atâtea galbene, erau un număr finit. Și aia trebuiau să pună numărul la finit și ei le numărau în backstage ca tâmpiții, da? Ca să fie sigur că i-au citit riderul tehnic corect. Da. Ce treburi de astea? Bine, nu suntem noi. Iggy Pop voia niște pitici, șapte pitici să umblă backstage. Da. Da. Băi, sunt niște treburi de astea, noi nu suntem la nivelul ăla, adică n-am avut surprize de astea să zici, băi, wow, avem ceva pentru toamnă, unde sunt niște întrebări de astea, băi, ce aici? Da, sunt și chestii funny, știi, de la nu știu câte prosoape, nu știu de care și ce culoare și whatever de astea treburi. Să zicem că, na, sunt firești până la tradiționalul lucru de calitate. Și e bine că oamenii se gândesc la ceva de calitate, că era nasol dacă voiau ceva acolo, știi, drojdele de alea. Dar ce mâncare le dați? Trebuie să... Na. Iarăși depinde, știi, că acum mai sunt și treburi de-astea. Unii sunt vegani, alții sunt nu știu cum, alții nu vor junk food. Da, cam... Da, cum suntem și noi, diferiți și cu toate apucăturile din lume. Am înțeles. Băi, mersi. A fost mișto. Păi aștept să ne vedem la eveniment. Mai e un pic. La evenimente. Da. Mai e un pic. Da, mersi de invitație. E fain că, na, până la urmă... Mai am această... Am uitat să spun o întrebare. Vreau să spun o întrebare. Adinaur, ai spus. Avem ceva pentru toamnă și ne întrebăm, băi, ce avem aici? Ce e? Cam ce e pentru toamnă? Eu am o
Nu știu cum să zic. Dacă Nu să... mai am, nu mai am bani de bilete, credem, anul ăsta. Că știi cum e, tradițional avem și invitații. Dar ce vreau să spun cu chestia asta, nu știu dacă e bună sau proastă apucătură, până nu am eu semnătură sau când nu mă apropiu eu de concret, mi-e foarte greu să zic, pentru că sunt multe planuri, știi? Sunt, uite, noi în paralel acum abordăm sezonul 2 din toamnă și sunt mult mai multe concerte. O spun și cu ambiție, și cu dorință, și cu optimismul ăsta de care aminteai și tu. Sunt planuri faine pe ambele direcții, și pe electronică, și pe alternativ. Da, îi zicem alternativ, să intre și indie, să intre și ceva pop, să intre și fire straie. Eu visez la niște... Știu că mai e o chestie, sunt și foarte multe evenimente. Deci ce nu s-a putut întâmpla în pandemie se întâmplă acum. Adică am auzit de pildă de folkiști, da? Eu știu, o piață de folk, da? Care aveau două cântări pe an și când, după ce s-a terminat pandemia, aveau două pe săptămână. D'accord, d'accord. Bine, da. De altă parte, să spunem și pe aia, e nevoie, avem public. E public căcălău, ca să spunem așa, academic. E public pentru toți și ce lipsește sau în fine se cultivă ușor, ușor, este acel discernământ. Adică e nevoie de puțină formă la toate chestiile astea, trebuie comunicate mai bine, e vorba de toți. Și cred că asta pe undeva ne responsabilizează și pe noi. Băi, uite, știm, deja se anunță, uite, se întâmplă lucrurile astea, că sunt multe, că sunt... Uite, eu personal am o problemă cu spațiile. Nu poți să faci oriunde... apropo de tehnic și de detalii de genul ăsta. Și aici trebuie să recunoaștem că dacă nu programezi din timp, nu mai e loc. Că sunt, câte sunt? Nu sunt 5 în București. Altă problemă, nu vreau să ne ducem acolo. Am înțeles. Da. Așa e la rock and roll, one for the money, two for the show, Doamne ajută, știi cum să spun. Da, ce să mai, da. Dar nu, lucrurile sunt faine până la urmă. E bine când ai cu să te adresezi, că dacă lumea nu mai consumă, atunci îți pui semne de întrebare, băi, ce facem aici? De ce să aducem pe X? Că nu mai contează nici numele ăla din... că acum, uite, tot apar și e fain în România că apar numele alea pe care, voiam noi, am bun să le vedem, iată că vin... Se mai duc oamenii, se duc. Totdeauna. Da. Și e bine, e foarte bine că fie așa. M-am amuzat de pildă că s-a anunțat Guns N' Roses, de pildă. Mi-a arătat un coleg la un moment dat, zice, bă, uite ce, e o pagină plină de înjurături. Zic, ce treacă, mă, zic, înjură lumea că vine Guns N' Roses. Am înțeles că nu le place Axl sau whatever, dar altă treabă n-ai și din coada asta o să fie plin, deși nu ești. Păi, la noi e treaba asta, e miștocărea asta clasică, că trebuie să zicem ceva, că nu putem. Dar pe de altă parte, mai e și treaba aia de nostalgie, sunt atâtea chestii, știi? Nu, dacă ești așa și nu vrei să te duci, bine, ok, n-ai, de ce mai comentezi, dar sunt atâția, și atâtea trupe care au tot venit, nu? De ce vin? Pentru că... Nu cred că poți să zici, bă, am fost de atâtea ori, nu mă mai duc. Sau, nu știu, dacă îți place cu adevărat povestea aia. Vreau să ne vedem la eveniment când o să fie. La cântări, cred că pe mine cel mai degrabă mă prindeți în control. O să fie și în expirat ceva? Probabil. Să fie, da. Începem cu expiratul pe 3 mai. În București sunt trei spații. Expirat, control și guest house. Uite că la Guest House n-am ajuns până acum. Bine că există. Da, e un spațiu grozav. Ei au tematica aceasta mai electronic, da? Dar sunt foarte deschis. Sunt niște partenerii super fain toți. Iar la Guest House e multă deschidere și pe zona asta de rock and roll, să zicem. Așa se rămâne numele. Băi, e bine că au început să mai existe oameni de ăștia care să se ocupe și de treaba asta la nivel relativ serios, cât să poți să faci niște treburi până la urmă. Păi, nu erau. Da, e. Sunt oameni, uite, peste tot sunt oameni faini care vor să miște un pic lucrurile. Ultima întrebare. La cântări avem și merch, adică dacă vreau să-mi iau un vinil, de pildă, cu Daniel, stai așa, Daniel
Hjalmtison. Ăla. Da. Dacă vreau să-mi iau un vinil cu el, găsesc de vinilă? Sincer, aș vrea să o aud din ce în ce mai des. Sau, na, măcar să mai fie câțiva pe lângă tine. Pentru că e o poveste interesantă. Artiștii întreabă. Na, ei vin și cu, na, și cu vinil la islandez și chiar au un vinil. Wow! Sunt două ediții, da? Una e, na, cum să-i zicem, pro sau, în fine, alt nivel de calitate, cu lavă, cu niște treburi acolo. Și vin cu ele. Acum să vedem unde și cum și câtă deschidere. 180 de grame, voi să spui, plus probabil e vopsită. Da, sunt niște chestii faine. Sunt artiști cu toate punctele de vedere și țin mult de tot la calitate, la imagine, la fiecare detaliu. Și vor veni cu tot felul de tricouri, da, clasice, inclusiv casete au islandezii. Iar, da, ok. Eu mi-am adus aminte. Nu, au niște treburi foarte faine, sunt și CD-uri, sunt și tricouri și na, toată oferta asta de merg. Să vedem da. La noi. Măcar așa, știi, ți-ai CD-ul, dar îl ții bibeloc, că n-ai unde să-l baci. Sau de-astea. Pentru autograf. Sau... Nu, vin. Să răspund serios, vin și, sincer, m-aș bucura pentru ei să lase pe aici ceva. Da, niște viniluri n-ar strica, știi, să mai fie pe la lumea prin casă. Mai ales că, băi, sunt frumoase ca obiect și când se mai ocupă și casa de producție și artistul să facă treburi, e minunat în zona asta. Da. Și sunt și super, adică sunet. Mă, revenim la analog, mă. Ratez. Bine, uite, învârtim planeta. Cineva trebuie să mai învârtă planeta ca să văd că am stau lucrurile cum trebuie. Mersi mult! Mersi și eu. Ne vedem și ce ies. Seara bună, pa, pa! Salut! Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu cu tine veți.